În magazinele de electrocasnice, aparatele de aer condiționat și ventilatoarele sunt cele mai căutate echipamente odată cu venirea valului de caniculă, care a adus temperaturi chiar și de 34 de grade în sudul țării și în capitală. Mulți clienți sunt la prima achiziție, de la care așteaptă mai mult confort. Pe căldura aceasta, la temperaturile care sunt afară, trebuie un pic de răcoare făcut. Sunt și clienți care vor să înlocuiască aparatul vechi de aer condiționat cu unul nou, mai performant și care să poată fi folosit și iarna pentru încălzirea camerei. Cele noi, generația nouă, au gadgeturi care le poți comanda de pe telefon. Și putere mai mare și consum mai mic, până la urmă despre asta e vorba. Prețurile aparatelor de aer condiționat sunt în medie cu 5% mai mari decât vara trecută, conform unor statistici din piață. Chiar și așa, comercianții spun că vânzările au crescut brusc și timpul de așteptare pentru montaj ar putea fi mult mai mare. Prețurile aparatelor de aer condiționat încep de la 1400 de lei și pot să depășească 2000 de lei. Variază în funcție de model, puterea de răcire și facilități. De exemplu, cea mai căutată funcție este conectivitatea Wi-Fi, care permite controlul aparatului de la distanță cu ajutorul telefonului mobil, spun reprezentanții marilor retaileri. Zilele trecute vindeam undeva la câteva aere pe zi, 5-6 bucăți. În prezent vindem la câteva zeci de aere condiționate. În momentul de față nu avem blocaje privind instalarea aparatelor de aer condiționat, dar solicitările au crescut și probabil în viitor ne vom aglomera. Specialiștii în soluții de climatizare recomandă să nu uităm de mentenanța echipamentelor. În general, pentru aparatele de climatizare, producătorii recomandă 2 revizii pe an. Un aparat de aer condiționat care nu este curățat consumă cu 30-40% mai mult decât un aparat de aer condiționat care este bine întreținut. Prețul nu trebuie să fie singurul element care să ne influențeze alegerea unui aparat. Pentru a fi eficient, puterea de răcire trebuie să fie adaptată la dimensiunea încăperii. Contează și consumul de energie, dar și perioada de garanție asigurată de magazin.